Neuropatia diabetică este una dintre cele mai frecvente complicații pe termen lung ale diabetului zaharat cu efecte negative asupra calității vieții. Potrivit rezultatelor preliminare ale primului studiu privind calitatea vieții persoanelor cu neuropatie diabetică, 1 din 10 pacienți cu simptome de neuropatie diabetică nu știu că suferă de această boală. Lucrând cu pacienții și intrând în rândurile lor, am constatat că pacientul român nu se adresează medicului în fazele incipiente ale unor afecțiuni cronice sau complicații ale unor afecțiuni cronice. Numai în momentul acutizării sau exacerbării sau în cazuri de cuseie, el ia decizia de a vizita medicul. În mediul urban, tendința pacientului este să se adreseze direct specialistului și am tot respectul față de medicii specialiști, medici de familie, dar mi se pare normal că ei sunt prima treaptă în medicina primară, iar pacienții, în momentul în care ar simți diverse simptome, ar trebui să se adreseze medicului de familie și nu direct specialistului. Doar 50% dintre cei care primesc trimitere către medicul specialist ajung la medicul specialist, către care au primit respectiva trimitere. Afecțiuni de genul diabetului zaharat, care este o afecțiune time-dependent, care nu suferă amânare sau ascundere sub lacrimă, exact cum am scris în slide, până nu mai poate de durere, trebuie conștientizată imediat. Așa cum spun, este și cazul diabetului și a complicațiilor sale și mai ales a neuropatiei diabetice, care știm foarte bine cu cât diabetul este mai îndelungat, cu cât timpul trece, posibilitățile de regresie a bolii sau de intervenție pozitivă asupra evoluției ei sunt tot mai mici. Există o slabă comunicare în triumviratul medic de familie, diabetolog, neurolog. Medicul de familie descoperă diabetul zaharat și ne întrebăm oare ce face. Diabetologul ar trebui să fie în permanent dirijorul întregii evoluții a pacientului cu diabet zaharat și cu complicații, iar în momentul în care apare o complicație, ce face diabetologul? Neurologul primește mulți pacienți cu diabet zaharat de la medicul de familie sau de la diabetolog și ne întrebăm ce face neurologul cu respectivii pacienți. Iată de ce, în perioada iunie-octombrie 2012, am desfășurat acest proiect pe care l-am numit Neurodiab 2012. Proiectul, v-am spus, a dorit înrolarea și colectarea de date de la 25.000 de persoane cu diabet zaharat, cu sau fără neuropatie diabetică. Întrebarea, aveți neuropatie? Răspunsul este da, așa cum vedeți, la un procent foarte mare dintre pacienți. Aproape de 70% dintre pacienți răspund la întrebarea asta, da. O evaluare, să spunem, generală a frecvenței neuropatiei, cel puțin în felul care este percepută de către pacienți, este oferită de această întrebare, da? A existat întrebarea, vi s-a spus vreodată că aveți neuropatie? Și așa cum vedeți, la această întrebare, procentul este apropiat de cel pe care l-au de frecvența răspunsurilor date la întrebarea dacă aveți o neuropatie. Am făcut o analiză a diferenței dintre pacienții care au răspuns da la întrebarea aveți neuropatie și care au răspuns de asemenea da la întrebarea dacă vi s-a spus vreodată că aveți neuropatie. Așa cum vedeți, 14% dintre pacienți au spus, știu că au neuropatie, dar nu li s-a spus niciodată acest lucru. A existat întrebarea dacă ați avut vreodată o ulcerație la nivelul picioarelor. Și așa cum vedeți, procentul este mare, mai mare decât cel pe care l-am avut până acum din studii făcute pe grupuri mai mici la nivel regional sau local. Da? Deci 15% dintre pacienții chestionați au răspuns da la această întrebare. 5% dintre pacienți au răspuns da și la întrebarea dacă ați avut vreodată sau nu gangrenă. Sigur, în ce măsură aceste procente trebuie, sau cele două întrebări sunt exclusive, reciproc, sau de fapt avem de face cu un procent chiar și mai mare de pacienți cu astfel de probleme, urmează să fie lămurit. 4% din tot
pacienții care au fost chestionați au răspuns da la întrebarea dacă ați avut vreodată vreo amputație de deget sau de degete. Deci, cu alte cuvinte, avem de-a face și aici cu un procent care de acum acolo, să spunem, este referința pentru noi în ceea ce privește prevalența amputațiilor de degete la pacienții cu diabet zahar. Mai mult de unul din patru bărbați, din patru pacienți chestionați, au probleme cu generate de incontinență urinară. Este un procent surprinzător. Urmează să-l analizăm pe criterii de vârstă și pe criterii de sexe, însă procentul acesta de pacienți care au răspuns da la această întrebare este absolut semnificativ. 16% din bărbați au disfuncție erectilă conform acestui studiu. Da? Și astfel de procente, așa cum am spus, urmează să fie evaluate în funcție de diverse criterii pentru a putea avea o imagine mai exactă. Una din 10 femei are consecințe ale neuropatiei autonome. Așa cum vedeți, procentul acesta al unei situații pe care sunt convins că, din păcate, foarte puțin dintre noi o evaluăm în practica noastră curentă, dar care creează probleme, sunt convins importante de calitatea vieții pentru pacientele noastre. Deci, cu alte cuvinte, atât disfuncția erectilă, cât și tulburările sexuale la femei, datorate neuropatiei autonome, foarte probabil sunt probleme curente. Marea majoritate a pacienților au manifestările cu localizarea tipică a polineuropatiei diabetice periferice mixte, da? La nivelul picioarelor, la nivelul mâinilor. Însă, există și un procent important de pacienți la care extinderea acestei distribuții este chiar mai mare. Marea majoritate a pacienților se plâng de amorțeli, marea majoritate a pacienților au parestezii, așa cum vedeți, însă mai mult de 1 din 10 dintre pacienți au ceea ce au numit durere, așa cum vedeți, atât superficială cât și profundă. Da? Mulți dintre pacienți au răspuns cu da la ceea ce înseamnă sub formă de șocuri electrice. Deci, cu alte cuvinte, avem de-a face cu o distribuție ca punct de plecare, cel puțin, a manifestărilor la lotul pe care l-am avut în analiză. Un procent important în același timp care recunosc că sănătatea lor este departe de a fi în fine cea pe care și-o doresc. Un procent de 14,4%, așa cum am spus și el, urmând să fie analizat pe alte criterii, se va... Neurodiab 2013, ce s-a desfășurat în perioada 17-20 octombrie 2013.